Lansarea candidaților PRM pentru funcțiile de primari găzduită de Centrul Cultural Eugen Ionescu a început cu intonarea imnului României. Pe scenă s-au aflat cei 23 de candidați cu care partidul fondat de Corneliu Vadim Tudor, care își are rădăcinile în Olt, va merge în alegeri. În sală s-au aflat și liderii PRM din câteva județe învecinate. Dacă unul dintre ei a recitat câteva versuri din lirica populară, cel din Dolj a înveselit atmosfera, creând o confuzie. Încântat de prezentarea făcută de președintele Vasile Popa, Ion Dăbuleanu l-a prezentat pe liderul de la Olt ca fiind candidatul pentru primăria Slatina. La Slatina se știe că nu Vasile Popa va fi candidatul, ci fostul jurnalist Cristian Bughea, a spus-o chiar președintele PRM Olt. Începem cu candidatul pentru primăria municipiului Slatina, domnul Cristian Bughea. Cuvântarea președintelui național a păstrat tonul naționalist consacrat de Vadim Tudor, cu trimitere directă la liderul Germaniei și alți lideri occidentali care ne trimit refugiați, fără să ia în calcul că românii vor scăpa de declinul demografic prin iubire. Mi se bagă cu pipeta. Știți, românii în 2025 vor fi numai 17 milioane, numai 15, numai 13. De unde știu ei? De unde știu ei? Chiar și prin prognoză statistică și probabilistică. Nu știu, poate românii au început să iubească mai mult și o să înceapă iar să aibă câte 15 copii, 12 copii, 7 copii, 5 copii. Îmi bagi asta în cap ca să-mi aduci pe aia. PRM îi trimite în luptă pentru primăria Corabia pe Ștefan Constantin. La Balș pe Dominel Bojoteanu, la Drăgănești va candida Iulian Achim, iar la Scornicești Marin Andrei.